Am revenit la analiza alegerilor parlamentare, de fapt a rezultatelor acestor alegeri parlamentare la nivelul județului și la nivelul municipiului Roman. Vă reamintesc că discut despre aceste alegeri și cum s-au desfășurat cu a mea colegă Flora Ordan. Spuneam despre cei care sunt cert parlamentari și cine intră la redistribuire. Deci la redistribuire ar fi trei mandate să fie de Neculai Iftimie, Laurențiu Leoreanu și Manoliu de la Senat. Nu, la redistribuire mai avem da, într-adevăr, trei mandate și acum vom vedea dacă al treilea mandat de deputat va merge tot la PSD și se va duce la și va intra în discuții candidatura lui Viorel Stan sau va merge către ALDE și atunci Chițoiu va fi cel care va intra în Parlament. Iar la Senat avem un singur mandat plin și acela este al Emiliei Arcan și celelalte două mandate de senator pe care Manoliu le are Neamțu intră la redistribuire și vedem cu încotro se duc. Din calculele făcute de partidele politice până la acest moment, într-adevăr așa ar fi, Dan Manoliu și cu Eugen Țapu. Dar așteptăm pentru că aici contează foarte mult numărul de voturi rămase de după eliminarea mandatelor pline și aici se calculează în funcție de coeficienți un întreg algoritm matematic și nu mai contează procentele, ci în mod special numărul de voturi. Aș vrea, deși se spune că la aceste alegeri, odată cu revenirea pe listă, parlamentarii nu mai aparțin unei zone cum era pe colegiile unei nominale, aș vrea un pic să ne oprim la ceea ce a însemnat totdeauna pentru noi, pentru romașcani, pentru că există această distanțare între noi și piatra. O știm și o resimțim foarte, foarte bine, mai ales de la locale încoace, când romanul este din ce în ce mai izolat. Să vedem care din acești parlamentari am putea spune că ne aparține. Ce a câștigat romanul? Alexandru Rotaru, care e al nostru. Care e romașcan. Care e romașcan. Și cam atât. Și deocamdată, da, cam atât. Și deocamdată atât. Am avea șansa să vină Dan Manoliu. Și Laurențiu Leoreanu. Și Laurențiu Leoreanu. Să vedem măsura în care aceștia mai pot să ajute romanul. De altfel, vorbim despre acest ajutor al romanului. În condițiile în care, odată ajuns în opoziție, Dan Laurențiu Leoreanu nu va mai putea face nimic din ceea ce a promis pentru Roman, că nu mai are cum deschide. Bine, dar el nu a promis că va face personal ceva, ci el a promis că va face lucruri împreună cu echipa. Ori, refuz să cred că un parlamentar care dorește cât de cât să rămână ceva în urma mandatului său nu va putea deschide în 4 ani nicio ușă. Chiar dacă este în opoziție. Deci, haideți să revenim la durerea noastră a romanului plata aparatului de radiologie. Acolo vorbim de Consiliul Județean, vorbim de altă discuție. Bun. Și repet încă o dată, refuz să cred. Nu crezi că toți aceștia vor asculta de ordinul de partid al lui Arsenie, care niciodată nu va accepta. Să ne aducem aminte că PNL-ul, în momentul în care a fost în opoziție, a putut să dubleze alocațiile pentru copii, pentru că a speculat efectiv când PSD-și a ieșit din sală. Și s-a votat legea respectivă. Deci se poate găsi orice metodă legală prin care tu să poți să faci un lucru dacă ți-l propui. Mai greu, nu într-un an, ci în doi. Asta este o altă discuție. Dar refuz să cred că un parlamentar în opoziție se va duce acolo, da, vorbim, iată, de mandatul lui Mugur Cosmanciu, care este cert, este un mandat plin. Refuz să cred că Mugur Cosmanciu se va duce acolo 4 ani și nu va face nimic altceva decât să asiste la niște ședințe conduse de PSD și ALDE. Revenind, Mugur Cosmanciu a mai fost deputat în comandat, spunem ce a făcut el, de fapt era pe alt el era pe Iași, colegii, nu putem noi acum să analizăm ce a făcut Mugur Cosmanciu că pe Iași, ar trebui să mergem să ne întrebăm pe ei. Nu, era președinte al PSD-ul Neamț, eu mă refer din punctul acesta de vedere ce s-ar putea să face. Întrebarea mea e alta. S-au terminat alegerile,
va accepta Ionel Arsenie să groape secura războiului și să-și schimbe atitudinea față de romani și romașcani, că acum va fi mulțumit, că toată lumea spunea că tot ceea ce s-a întâmplat și refuzul acestuia a lui a fost o pedeapsă a romașcanilor pentru cele 15% la locale. Eu nu cred că a fost o pedeapsă acum, pentru cele 15% la locale. Orgolii. E un pic exagerat să spui. El avea de făcut atunci. Dar a spus-o și a spus-o clar în presă, că atât timp cât va fi el, primăriile cu primar liberal nu vor primi un șfant. Și n-au cam primit. Dovada a fost dacă că a nu spus s-a primit așa, la rectificare. Eu nu am auzit această declarație. Și spun și unde a făcut-o. A făcut-o într-un material la News Alert. Publicat. Deci dacă a spus așa, atunci ar trebui ca oamenii să-l tragă de mânecă și să-l aducă la realitate, pentru că câți el păstărește județul. Câți dintre aceștia, cât se întâmplă nu, acest eu nu lucru? Am auzit declarația și nici nu am despre citit-o și atunci... Alert. Nu, deci eu îți spun că nu afirmația a fost făcută pe News Alert imediat după pierderea alegerilor locale, când a spus primăriile. Bine, și el nu a pierdut alegerile locale. Că până acum e vorba și de orgolie aici, la locale a câștigat, că altfel nu era președinte Consiliul Județean. Nu da? Vorbim pe roman. Vorbim aici strict, 15% romanul... Da. În zona romanului au fost niște surprize, dar da. Acum vorbim totuși de alegeri parlamentare. Rezultatele sunt cele pe care deja le cunoaștem cu toții și concluzia este că PSD-ul și cu ALDE, că mă gândesc că vor merge împreună, nu vor avea absolut nicio scuză să nu ducă la îndeplinire acele super programe electorale pe care ne le-au fluturat în fața ochilor în timpul campaniei. Adică vor trebui să ducă în noul guvern toate acele măsuri pentru a fi aplicate. Mă interesează dacă tu ai scos ceva rezultate de la Roman, propriu zis. Cum a mers votul la Roman pe... Eu nu am foarte multe rezultate de la Roman. Aveam niște cifre, timp, da. Într-adevăr, care erau cifre oficiale. Nu le-am transformat în procente pentru că a fost un... Am încercat să dau informația cât mai rapid și atunci a primat să dăm informația, dar ne dăm seama după numărul de voturi valabile exprimate că diferența este destul de mare. Ceea ce pot să spun dintr-o numărătoare paralelă a partidelor este că, spre exemplu, PSD-ul la Roman a obținut undeva în jur de 46,32% la Senat. Da? 46,32% Senat? Da, la Senat. Iar la Camera Deputaților, PSD a obținut 43,64%. Iar PNL-ul? PNL-ul la Senat a obținut 26,04%. Iar 26, deci exact la jumate. Iar la Camera Deputaților, 31,57%. Raportat la județ? Raportat la județ e un pic peste media județului, dar nu... Nu ajută cu nimic. Adică nu ajută PNL-ul la nivel de județ. Ioan Munteanu, în ecuația asta, cel mai iubit dintre parlamentari, cel mai cunoscut, cel mai... Ioan Munteanu a dat dovadă că în continuare este un cap limpede. Și al PSD-ului. Și este singurul care nu s-a înfierbântat și singurul rațional. Deci dacă nu era Ioan Munteanu... Cred că PSD-ul ar fi avut acele liste inițiale și ar fi avut un scor mult mai slab astăzi. În sensul, la ce te referi la listele inițiale? Dumneavoastră știți foarte bine că la un moment dat, în perioada de pre-campanie electorală, până să devină listele, să devină candidaturile oficiale depuse la BEJ și așa mai departe, s-au vehiculat niște nume. Niște nume care ar fi tras lista, în da. În conferințe de presă, deci nu vorbim care de ar fi tras discuții lista de, categoric în jos. Pe la colțuri. Iar acele nume, într-o proporție covârșitoare, nu s-au regăsit pe lista finală a PSD, nici la Cameră, nici la Senat. Pentru că și-a impus Ioan Munteanu punctul de vedere. Pentru că Ioan Munteanu, datorită experienței sale, a înțeles... că o astfel de listă nu ar face decât rău partidului. Apropo de lista asta, deci înainte de a se întocmi aceste liste, Ioan Munteanu a fost cel care s-a întâlnit cu organizația de la Roman,
Și acolo... Eu cred că acea întâlnire a fost un... A fost momentul în care eu am înțeles că dacă vrea să câștige alegerile, va trebui să procedeze altfel. Așa. Și a reușit să convingă pe cineva, deci respectiv să-l convingă pe Arsenie că așa este corect și așa e bine pentru binele partidului. Și acum, ar fi fost culmea ca Ioan Munteanu, la experiența pe care o are, să nu reușească să convingă pe actualul președinte, care are oareși ce experiență politică, dar nu poate fi egalată cu cea a lui Munteanu. Trebuie recunoscut faptul că nici nu ține seama prea mult de părerile celor din jur. Poate să aibă altă autoritate Ioan Munteanu în fața... Nu știu exact cât de respectat este Ioan Arsene în rândul organizației sau cât de mult colaborează el cu ceilalți membri ai echipei sale. Dar eu știu că s-au făcut niște modificări. Eu nu merg pe bârfe. Deși chiar organizarea internă a PSD-ului sau oricărui alt partid este strict problema lor. Ceea ce se vede în exterior, ceea ce se vede în exterior este faptul că ei s-au organizat foarte bine, au făcut acele schimbări necesare pentru a câștiga alegerile. Susținem că la ora la care noi discutăm în această emisiune nu avem certitudinea că Laurențiu Leoreanu va accede sau nu în Parlament. Dacă discutăm din punct de vedere al interesului romașcanilor și al interesului PNL-ului la Roma pe această chestiune, se pune problema cât de bine este ca Leoreanu să plece în Parlament, cât de bine este ca Leoreanu să rămână primar la Roman. Pentru că tot așa vorba ta pe surse și pe astea se spune că n-ar mai fi prea mare în actuala conjunctură șansele Romanului, șansele PNL-ului la Roman de a-și păstra postul de primar. În momentul de față, cu sau fără Laurențiu Leoreanu, primar al municipiului Roman, trendul pe care merge orașul își va păstra un ritm al său. Bun, de unde bani? Asta e o discuție că toată lumea de unde bani. Dacă suntem deștepți, știm să facem rost de bani, da? S-au depus niște proiecte pe POR, de acolo vor veni cu siguranță niște rezultate, poate nu toate 5 vor fi acceptate la finanțare, dar cu siguranță măcar unul va fi acceptat la finanțare, da? Avem un buget care local a tot crescut datorită faptului că sunt mai multe locuri de muncă acum în oraș. Investitorii merg pe o continuitate pentru că aici au avut parte de deschidere și oricine ar veni după Laurențiu Leoreanu, prost ar fi să nu continue cu această deschidere către investitori care s-a dovedit a fi viabilă și plus acele resurse care vor veni în mod obligatoriu de la nivel central sau județean, pentru că așa prevede legea, nu pentru că i-ar fi cuiva drag, în mod special de municipiul Roman. Deci nu vor mai fi foarte, foarte mulți bani. Nu vom putea, nu știu, să facem lucruri super, extra, ultra, dar vom putea să mergem pe un trend care să mențină investițiile începute și oricum sunt investiții care au fost începute și care vor fi terminate și vor da un plus de confort pentru oraș și pentru cetățeni, la modul general vorbind, da? Pe unii va afecta, pe unii nu, dar la modul general va fi... Eu nu sunt foarte îngrijorată că oricum nu se poate întoarce Romanul unde a fost în 2007. A, categoric. Asta, da? Deci oricum lucrurile care s-au făcut, asta, multe din ele sunt irreversibile. Bun, acum... Fiind irreversibile, atunci nu trebuie să fim într-atât de îngrijorați că vai ce se întâmplă. Dacă vorbim de Laurențiu Leoreanu, pentru el, ca și carieră politică, vizibilitate și tot ce vreți, la acest moment, având în vedere și scorul pe care PNL l-a obținut la nivel național, el cu 10% pe nivel local mai mult, ar trebui să se ducă în Parlament dacă redistribuirea îi acordă mandatul așa cum arată calculele. Bun, și sunt alegeri, categoric alegeri anticipate, undeva prin mai, pe acolo. Mai când va zice guvernul? PNL-ul? Când va zice guvernul, dar în 3 luni de la acest mandat interimar trebuie să organizeze alegeri. Ce șanse mai are PNL-ul să păstreze la Roman postul de primar? Șanse are să păstreze postul de primar dacă campania ce urmează pentru alegerea primarului va fi una făcută cu cap și fără încercarea de a păcălia alegătorii, pentru că parte din romașcani s-au
simțit păcăliți de la Laurențiu Leoreanu și aici... Aici a fost. E o greșeală aici pe care... Pe care PNL-ul a încercat să ne explice, da, a încercat să ne explice în campania electorală. Nu știu ce s-a întâmplat acolo și nu știu care au fost dedesubturile, dar eu spun că mulți romașcani s-au simțit înșelați. Eu l-am întrebat. Bine, toți l-am întrebat, dar el oficial știți. Da. Oficial ne-a spus că a luat această decizie de a pleca în Parlamentul României când a văzut că nu mai există șanse de finanțare a nimic din ceea de a proiectelor de la Roma. Eu cred că acesta este discursul public. Cred că în spate există o altă motivație, dar nu neavând dovezi, nu pot să o nu putem să aduc o dezvoltăm aici. Exact, să dar PNL-ul are șanse, oricum. Să zicem, mergem pe altă ipoteză. Intră un primar de altă culoare politică la primăria municipiului Roman dacă pleacă la Laurențiu Leoreanu, da? Să nu uităm că 15 din 21 de consilieri locali sunt ai PNL. Da, și nu le mai trece... Da, deci, e o problemă noul și primar, dacă, nu, nimic ce va de face dacă cu... nu va fi din aceeași echipă, va trebui oricum să învețe da, să coabiteze cu un consiliu local majoritar PNL. Înțelege populația lucrul acesta la vot, pentru că PSD-ul va, după câte se spun acum prin culisele politice, va ieși cu doi oameni. Adică sunt propuși doi oameni, rămâne de văzut la care se orientează. Este odată fostul candidat Gheorghe Oprea, și pe de altă parte se vehiculează numele lui Marius Neculai. Rămân de văzut ce fel de campanie electorală va... Păi înainte ca ei să prezinte către noi propunerea, trebuie să se lămurească ei pe cine aleg. Adică să se ia decizia, dacă păi, decizia dacă s-ar lua... Ei n-au cum să vină cu doi candidați. Nu, deci se va lămuri unul din ei. Treaba lor... ca partid este să-și stabilească candidatul. După ce și-au stabilit candidatul, ori se facă probabil și o... PNL-ul vine și el cu actualul vice Lucian Micu. Care actualul viceprimar Lucian Micu are avantajul că știe administrație și poate să vorbească concret. Mai vedem ce dezavantaje o să-i găsesc adversarii politici. Bun. Alte formațiuni politice ce ar putea arunca în luptă? Va părăsi... un Sorin Cazan de la PRU scena politică sau va reintra în lupta electorală pentru locale? Zicem la PRU, partid care, iată, a ieșit partidul rușinos. Partidul acesta nu a intrat în Parlament, dar nici nu aveam nevoie de PRU în Parlament. Adică discursul supernaționalist al unui partid, indiferent cum se numește el, nu este ceea ce are nevoie România. Și românii sunt de felul lor foarte toleranți. Că noi aici în oraș avem și lipoveni, avem și turci, avem mai multe, da, trăim cu romii și nu ne dăm în cap. Adică nu, la știrile de, ora, de la ora 5 nu se aud despre noi că am fi niște oameni care nu știm să coabităm. La fel în țară. Dar avem un președinte și... care vine dintr-o minoritate totuși, dacă stăm și ne gândim că omul are niște origini. Cum să vii tu cu un asemenea discurs? Ah, nu... poate că discursul PRU a ajutat un pic PSD-ul. Da, n-avea nicio șansă PRU să intre. Și iată totuși că a ridicat niște probleme, problema celor defrișări ale... La fiecare 4 ani auzim de defrișori, doamnă Flora, deci nu despre asta e vorba, că PRU a vorbit despre defrișori. Dar dezvăluirile făcute de Ghiță la postul lui de televiziune legată de documentul prin care președintele Iohannis a ajutat firma austriacă cu care are legături de rudenie prin acel fin prieten pe care îl avea la Sibiu. Păi, una e că nu sunt rudenie. Deci nu vorbim de legături de rudenie. De prietenie. Și sunt mulți la care mesajul PRU n-a ajuns. Adică asta cu documentul, cu Iohannis, cu... Totuși, a mers la o parte a populației, dar nu la toți. Câteva zile au făcut valuri acest și a crescut atunci brusc în sondaje partidul, ca iată după alegerile efective să se întâmple. Dar stau și mă uit aici pe lista asta, că în afară de PSD și PNL la Roman, efectiv nu mai există altă formațiune politică la care se zice că ar putea avea un candidat care cât de cât să facă față celor doi. PSD-ului și PNL-ului.
așteptăm să vedem ce o să aducă viitorul. Nu putem să facem nimic altceva. Oricum va fi tot bătaie între PSD și PNL, adică deci, n-are cum să iasă aici. Așa un iepuraș într-o pălărie. Aici. Întrebarea e dacă romașcanii n-au făcut și un reproș pentru că s-a pus problema organizării cheltuirii din banul public a altui rând de fonduri pentru organizarea alegerilor locale. I s-a reproșat. Și știi ce ne-a răspuns atunci, Lorana? A venit cu argumentul că nu sunt cheltuiți din banul nostru de la Roman. Da, dar banii de la guvern sunt tot bani publici. Dar nu faptul că se cheltuie niște bani pe organizarea de alegeri ia supăra pe romașcani, ci faptul că un om care la 4 luni după ce a obținut 76%, a zis că cel mai mare scor din ceară, atenție. Deci, aia a fost chestiunea care a deranjat pe mulți romașcani. Nu faptul că se face în un rând. Dacă, nu știu, se lua în discuție de la început sau dacă exista un alt context, nu interesa pe oameni că se fac niște alegeri anticipate. Adică nu-i deranja atât de tare în sensul acesta, știți? De fapt, deranjul foarte sincer, mare este și sentimentul ăla de, băi, m-ai mințit. Da. Ăla a fost deranjul foarte mare. Bun, și după aceea au existat chiar oameni care și-au spus, domnule, chiar nu vreau să plece, e un bun gospodar, e un bun asta, de ce să plece? El ar fi putut să, dar aici e anii de vină, așa, pentru că dacă nu ar fi avut acea problemă de incompatibilitate Lucian Micu, care problemă se va rezolva. Ți se pare că s-a rezolvat? Nu știu dacă s-a rezolvat sau nu, pentru că eu până nu văd legea promulgată, nu zic nimic, știți? Da, într-adevăr, există o lege care ar însemna ca situațiile de genul Lucian bine, Micu să fie declarate ca ok, da? El a fost consilier local, aberant a fost consilier local și viceprimar și a fost și membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Roman. De suma luată era derizorie, dar aici este chestiunea de principiu, nu cât a luat. Iar legea spune că tu, dacă ești viceprimar, n-ai voie să fii și în Consiliul de Administrație. Nu vorbim aici de bani, pentru că era indemnizație de 50 de lei, ci vorbim de faptul că legea spune că n-ai voie. Așa. Eu, dacă ții minte, eu am pus problema asta în conferințele de presă și am întrebat, domnule, dacă știați și aveți juriști și aveți... Toți juriștii au spus că e ok. Dacă nu, na. Deci, dacă se Lucian susține că legea ar fi foarte ambiguă și ar probabil că dacă Lucian Micu nu ar fi fost dat în nu ar fi fost luat în vizorul anii, ar fi putut candida din data de 5 iunie, da? Și Leoreanu doar ar fi fost susținătorul numărul 1 al noului primar, urmând să-și ia un mandat de parlamentar. Cred că lucrurile ar fi avut o altă evoluție pentru PNL la nivel local. Nu s-a întâmplat așa. Ei știu mai bine de ce au vrut să facă genul acesta de activitate. Ei vor trebui mai departe să vadă ce au făcut. Au văzut acum unde i-au dus acțiunile lor și vor trebui să ia deciziile pe viitor. Populația a dat un vot de blam extraordinar. Bine, acum la nivelul țării, dar vorbim și în plan local. Cine s-ar fi gândit că de la 70 și cel mai mare scor din țară se ajunge la scorul de ieri? Păi, să ne amintim. Oamenii la locale au votat o persoană, iar aici s-a votat pe liste. Da, și diferența asta este... Și Laurențiu Leoreanu n-a fost fruntea niciuneia dintre cele două liste. Poate ar trebui PNL, Neamț, să se gândească și la lucrul ăsta când își face calculele de ce nu s-a putut un scor mai mare. Locul 2, totuși, pare eligibil. Pare. Dar nu vorbim aici de eligibilitate. Vorbim de faptul că oamenii votează cu emoție. Emoția? A fost emoție? A fost emoție. Eu cred că rezultatul... La Roman, emoție? Emoție, mă refer la... Votează cu sentiment. Eu la asta mă refer. Și eu cred că în votul romașcanilor a fost mult sentiment. Da. Ne oprim deocamdată că s-a terminat timpul.
Mulțumesc, Flora Ordan, doamnelor și domnilor. După cum spuneam, ne oprim. Ne revedem data viitoare. La revedere!